seara aceasta nu intenționez neapărat să predic sau să am nici măcar un alt mesaj, ci aș vrea ca să rămânem în spiritul Psalmului 20 de dimineață și aș vrea ca să trecem la acțiune prin rugăciune și mai mult decât atât. Dimineața am privit din Psalmul 20 patru aspecte esențiale ale vieții și am văzut că acest psalm este un imn important pentru viața noastră, este un imn care ne ghidează viața noastră la aceste momente cruciale, în aceste aspecte cruciale, și anume am văzut că Psalmul 20 ne vorbește despre aceste aspecte a vieții, a necazului, a dorințelor noastre, a planurilor noastre și a bucuriei noastre. Și am văzut că aceste patru aspecte esențiale sunt în mod determinant ancorate în nădejdea noastră, ancorate în credința noastră. Ele depind de ceea ce ne bizuim în această viață. În așa fel încât nădejdea noastră, credința noastră, va determina felul în care răspundem și acționăm în necaz, va determina dorințele noastre, va determina planurile noastre care le facem și în mod ultim va determina bucuria noastră. Va determina dacă bucuria noastră este adevărată, dacă bucuria noastră este veșnică sau dacă bucuria noastră este înșelătoare și doar temporară. Dar în mod practic, în sensul invers, dacă pornim de la aceste aspecte, de la necazuri, de la dorințe, de la planuri, de la bucurii, în mod practic, în mod zilnic, în mod palpabil, dorințele noastre, planurile noastre și bucuriile noastre informează și afectează credința noastră. Dacă credința noastră determină aceste aspecte, până la urmă aceste aspecte din viața noastră informează, modelează credința noastră. Pentru unii dintre noi, aceste aspecte din viața noastră confirmă credința noastră. Și pentru alții, și mă rog ca să nu fie printre noi dintre aceștia, pentru alții aceste aspecte din viața noastră infirmă sau neagă sau arată ca și fiind falsă credința noastră. Felul în care confruntăm suferința, felul în care răspundem în necaz, felul în care ne raportăm la dorințele noastre, felul în care ne planificăm viața, ne trăim viața și felul în care ne bucurăm în această viață confirmă sau infirmă credința și nădejdea noastră. Această seară, așa cum ziceam, nu vreau să am o altă predică, ci vreau să ne adresăm în mod practic la aceste subiecte prin rugăciune și prin acțiune. Vreau să ne adresăm în mod practic la necaz, la dorințele noastre, la planurile noastre și la bucuriile noastre. Vreau ca să mergem înaintea lui Dumnezeu și să aducem aceste aspecte a vieții noastre înaintea lui și să stăm goi și descoperiți înaintea lui Dumnezeu și să-i cerem lui ca să lucreze în viața noastră și să plecăm de aici determinați să facem ceva, să mișcăm ceva, să facem un pas practic, real în aceste aspecte din viața noastră. Primul rând, necazurile noastre. Aș vrea să ne rugăm în această seară să avem o perspectivă corectă asupra suferinței noastre. Apostolul Pavel spune în Romani 8:18, eu socotesc, adică eu privesc cu o anumită perspectivă. Eu socotesc ca suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare care are să fie descoperită față de noi. Dar vă spune, eu am o perspectivă corectă asupra suferinței mele. Eu mă uit la necazul care l-am în comparație, în contrast cu slava care urmează să fie descoperită în viitor față de mine din partea lui Dumnezeu și eu socotesc, eu cântăresc aceste lucruri și perspectiva mea este aceasta. Suferința de aici și acum nu este vrednică.
Nu pot suferi suficient de mult încât să fie considerată vrednică față de bucuria și față de slava viitoare care Iisus Hristos și Dumnezeul nostru le-a pregătit pentru noi în viitor. Tot Pavel spune în 2 Corinteni 4:17, căci întristările noastre ușoare. Și dacă cineva ar avea dreptul ca să spune că suferințele lui și întristările lui au fost grele și nu ușoare, ar fi Pavel. Dar Pavel spune că întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. În alte cuvinte, Pavel ne spune că perspectiva trebuie să fie aceasta. Suferințele noastre au un scop. Nu suferim pe degeaba, ci suferința din viața noastră are un scop nobil. Ea lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Fiecare secundă de suferință este cu un scop în viața ta. Să te modeleze, să te prelucreze și să adune pentru tine această greutate veșnică de slavă. Nu este ceva arbitrar, nu este ceva fără scop, ceva fără sens. Și perspectiva noastră trebuie ca să fie corectă asupra suferințelor noastre. Să vedem că în comparație cu slava viitoare, ele sunt nimicuri și să vedem că ele sunt pentru slava noastră viitoare. La fel cum muncim ca să primim o răsplată, să ni se acumuleze în cont o remunerație, tot așa suferința este un fel de a acapara, de a strânge la oaltă o greutate veșnică de slavă, spune Apostolul Pavel. Ba mai mult, ne spune tot Pavel în Roman 5, că nu doar ar trebui să avem această perspectivă în care vedem că ele sunt mici în comparație cu viitorul care ne așteaptă, în care vedem că ele lucrează ceva în viața noastră. Pavel spune în Roman 5 cu versetul 3, ba mai mult ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, căci știm în adâncul inimii noastre, nu doar în capul nostru, nu doar pentru că știm să rostim versete. Romani 8:28, toate lucrurile lucrează spre binele, toți le știm pe de rost. Până când vin acele toate lucruri care nu ne plac. Pentru că știm că necazul aduce răbdare și răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea, produce credință. Însă nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat și noi știm lucrul acesta. Noi credem lucrul acesta și noi socotim că perspectiva corectă este să ne bucurăm chiar în mijlocul necazului, chiar în mijlocul suferințelor, pentru că ele sunt cu rost. Ele sunt în mâna suveranului Dumnezeu și lucrează pentru noi și în noi această greutate veșnică de slavă și acea greutate a slavei lui Dumnezeu care va fi revărsată asupra noastră merită și noi știm lucrul acesta. Al doilea rând, aș vrea să ne rugăm în această seară să avem o perspectivă corectă despre suferința altora. Deseori suntem așa de preocupați cu suferința noastră proprie, chiar dacă ea este, nu doar relativ vorbind, ci realmente, absolut vorbind, infirmă și minusculă în comparație cu suferința altora din jurul nostru. Dacă ne doare capul, ne plângem mai mult decât am plânge pentru cel care urmează să moare pe patul spitalului. Suntem egoiști în felul în care privim suferința și nu vrem ca să privim suferința altora. Apostolul Pavel ne spune în 2 Corinteni, capitolul 1, binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Părintele îndurărilor și Dumnezeul oricărui mângâieri, care ne mângâie în toate necazurile noastre și niciunul dintre noi nu poate să nege faptul că în orice necaz Dumnezeu a fost mângâierea noastră. De la cel mai mic necaz, de la durerea aceea de cap și până la cancer, Dumnezeu a fost mângâierea noastră. Care ne mângâie în toate necazurile noastre pentru că
prin mângâierea cu care noi înșine suntem mângâiați de Dumnezeu, să putem mângâia pe cei ce se află în vreun necaz. Ăsta este scopul pentru care ești mângâiat de Dumnezeu. Ăsta este scopul pentru care ești întărit de Dumnezeu. Dacă ai avut izbândă vreo încercare, ai fost izbăvit de Dumnezeu să fii izbândă pentru altul în încercare. Dacă ai avut mângâiere din partea lui Dumnezeu, în necaz ai fost mângâiat ca să mângâi și tu pe un alt frate. Sau pe un alt sărman, sau pe un alt om nenorocit. Dumnezeu se îndură de tine ca tu să te înduri de altul, ca tu să devii instrumentul său de har. Pavel ne spune în Galateni 6:2, purtați-vă sarcinile, adică suferințele, greutățile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Cunoașteți sarcinile unii altora. Știți care este durerea fratelui sau sorei de lângă tine? Puneți întrebarea în seara aceasta. Știi? Pe de o parte e vina ta că nu știi, pe de o parte e vina celui de lângă tine pentru că nu-ți spune. Purtați-vă sarcinile, purtați-vă suferința, greutatea unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos, pentru că legea lui Hristos este dragostea. Dar în mod ultim, nu numai că trebuie să avem o perspectivă corectă asupra suferinței noastre și asupra suferinței celor din jur, ci trebuie să facem ceva despre această suferință. Trebuie să ne rugăm pentru cei ce se află în suferință și trebuie să facem ceva pentru cei ce se află în suferință. Și primul lucru care trebuie să facem este să fim conștienți de acea suferință. Să fim dispuși să ne confruntăm cu ea. Să fim dispuși să stăm în preajma oamenilor care se află în necaz. Și să fim mângâierea lui Dumnezeu pentru ei, cum noi am fost mângâiați de Dumnezeu. Să fim izbăvirea lui Dumnezeu pentru ei, cum noi am fost izbăviți de Dumnezeu. Astăzi la amiază am ieșit cu familia după biserică să mâncăm și prin geamul restaurantului unde mâncam, vedeam finalul slujbei de la Biserica Ortodoxă. Se încheia slujba și oamenii au ieșit afară în curte și au venit două țigănci ca să cerșească. N-a durat 3 minute până când n-a fost un echipaj de poliție ca să scoată pe țigănci și să le trimită acasă. Pentru că enoreașii bisericii n-au putut ca să fie deranjați. A fost prea sensibil ca să fie deranjați față de acești oameni care cerșeau o pâine sau un ban sau ce. Dar frate, că știu că ei nu mai vor să fumeze și prostii. Nu știi tu asta. Nu trebuie să le cumperi țigări. Du-le la ABC și cumpără-le o pâine. A venit poliția și repede i-au izgonit de acolo, pentru că omul, chiar omul religios, vrea să se izoleze de tot ceea ce înseamnă suferință. De exemplu, aici suntem în viața noastră. Când este ultima dată când am mers în mod voluntar la spital? Doar să vedem ce se mai întâmplă pe acolo. Dar să vedem cine mai suferă pe acolo, sau dacă putem da o mână de ajutor. Când este ultima dată când am căutat pe un om în necaz? De fapt, în mod intenționat, ne izolăm. Ne izolăm de tot ceea ce înseamnă suferința. Ne izolăm în biserica noastră, ne izolăm în familia noastră, ne izolăm în cercul nostru de prieteni ca să nu fim conștienți. Dacă avem o perspectivă corectă despre suferința noastră și dacă avem o perspectivă corectă despre suferința altora, această perspectivă corectă ar trebui să ne motiveze ca să ne rugăm pentru cei ce se află în suferință și să acționăm pentru cei ce se află în suferință. Și veți vedea un lucru interesant, că atunci când te rogi pentru o persoană, atunci când te rogi pentru cineva în necaz, parcă în mod natural acea rugăciune se transformă într-o acțiune. Trebuie să fii chiar rece și de piatră în lăuntru tău, de exemplu, să te rogi pentru un om, Doamne, dă-i o franzelă de pâine pentru că omul acela moare de foame și în mod natural Duhul Domnului și chiar Duhul tău, firea ta să nu te motiveze și să spun, măi, dar eu am o franzelă. Eu poate da Domnul prin mine. Trebuie să fii deplasat să te rogi, de exemplu, pentru cineva care știi că este singuratic, care n-are pe nimeni în lumea aceasta și să nu ai realizarea că tu ești cineva.
Că tu ai putea fi cineva pentru acea persoană, că tu ai putea să vizitezi acea persoană, că tu ai putea ca să vorbești cu acea persoană. Trebuie să fii inconștient, să te rogi pentru mântuirea sufletelor celor din jur și să nu realizezi că tu ai putea să le spui despre Hristos. Dacă nu facem aceste lucruri, este pentru că nici nu ne rugăm pentru aceste lucruri. Este pentru că încă suntem preocupați cu suferința noastră, suferința noastră este cea mai importantă, suferința noastră este cea mai grea, cea mai dureroasă și suferința lor nu contează. Dar atunci când perspectiva este corectă, ea ne motivează la rugăciune și rugăciunea ne motivează la acțiune. Așa că în această seară aș vrea ca să ne rugăm nu doar ca Dumnezeu ca să ne dea o perspectivă corectă, ci aș vrea ca Dumnezeu să ne dea voința să facem ceva. A doilea rând, psalmul vizează și am văzut dimineață dorințele și planurile noastre și am văzut că aceste două lucruri sunt foarte bine strânse la oaltă. Dorințele noastre determină planurile noastre. Până la urmă, facem ceea ce vrem. Și cred că avem nevoie să ne rugăm ca Dumnezeu să ne ierte. Pentru că nu dorim ce ar trebui. Și nu ne consumăm pentru ce ar trebui să ne consumăm. Și nu ne zbatem pentru ceea ce este într-adevăr important. Dar nu vrem ceea ce ar trebui ca să vrem. Autorul către Evrei spune în capitolul 13 să nu fiți iubitori de bani. Mulțumiți-vă cu ce aveți. Faci un contrast aici între a iubi banii și a fi mulțumit cu ceea ce ai. Credinciosul creștin este în mod deosebit reprezentat prin această stare de mulțumire. El, prin puterea Duhului Sfânt, se deprinde să fie mulțumit în toate stările, în belșug, zice Apostolul Pavel, în foamete. Nu fiți iubitori de bani, ci în contrast să fiți mulțumiți cu ceea ce aveți. Și cheia versetului este aceasta, căci El însuși a zis, nici de cum n-am să te las și cu niciun chip nu te voi părăsi. Realizarea că avem totul în Hristos și realizarea că viitorul nostru este sigur, este cheia a fi mulțumit cu ceea ce avem și a nu fi iubitori a acestei lumi. Dacă realizăm că El însuși ne-a promis că nici de cum nu ne va lăsa, că niciun chip nu ne va părăsi și că tot ceea ce avem nevoie, ba mai mult, mai mult decât ne putem noi imagina, toate bogățiile duhovnicești sunt moștenirea noastră veșnică, atunci vom fi mulțumiți cu ceea ce avem și atunci nu vom fi legați de această lume. Ioan spune în 1 Ioan 2, versetul 15, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume, pentru că dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Pentru că dragostea lui Dumnezeu, care este revărsată prin Duhul Sfânt în inima noastră, pătrunde inima noastră în așa fel, inundă inima noastră în așa fel, încât înneacă orice altă dorință, înneacă orice altă pornire, orice altă valoare. Dragostea lui Dumnezeu este o dragoste geloasă, este o dragoste deplină, este o dragoste desăvârșită. Fără compromis, fără echivoc, fără împărțială. Avem nevoie să ne rugăm ca Dumnezeu să ne schimbe, să ne schimbe inima noastră, să ne transforme realmente dorințele noastre. Să ne schimbe planurile noastre, să devină planurile Lui, să putem spune și noi ca și psalmistul în psalmul 42, cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Și de aceea simțire, acel sentiment într-o zi de vară călduroasă, când sunt afară 40 de grade și n-ai avut nimic de băut, nici un pic de apă, de ore întregi, poate o zi întreagă și vezi un izvor de apă rece și tânjești după el. Avem nevoie să tânjim după Dumnezeu și avem nevoie ca Dumnezeu să ne dea acea dorință, să tânjim după El cum dorește cerbul un izvor de apă rece. Haideți în această seară să fim sinceri și să ne uităm la viețile noastre și să ne facem o analiză. Să tragem linia și să ne facem o analiză spirituală și să răspundem la întrebarea ce vrem. Ce vrem și ce planuri avem.
spiritual vorbind. Nu alealte. Alealte nu mă interesează și cred că nu-L interesează nici pe Dumnezeu. El interesează, că El e interesat de toate detaliile din viața noastră. Dar în mod ultim, cele care contează sunt planurile spirituale și sunt pornirile noastre spirituale. Și știți ce este cel mai terifiant pentru mine? Cel mai terifiant este că am impresia uneori că nu vrem să vrem. Știm că nu dorim ceea ce ar trebui să dorim. Știm că pornirile noastre nu sunt spirituale, nu sunt duhovnicești. Știm că nu tânjim după Dumnezeu. Știm că nu avem priorități corecte. Știm că nu avem planuri după voia lui Dumnezeu. Dar nici nu vrem ca să vrem. Nici nu vrem să le discutăm, nici nu vrem să le punem în calcul, nici nu vrem ca să mergem înaintea lui Dumnezeu și să recunoaștem, Doamne, știu că ar trebui să vreau asta, dar nu vreau să vreau. Mi-e frică să-mi doresc, mi-e frică să-mi doresc să am o inimă după placul Tău, că aia înseamnă să renunț la toate lucrurile acestea care au pus stăpânire pe inima mea. Mi-e frică să Te iubesc pe Tine mai mult decât iubesc lumea. Dumnezeu să aibă milă de noi și dacă strigăm către în această seară să nu ne lase în starea în care ne aflăm. El care este Cel care dă, după bună plăcerea voii sale, și voința și înfăptuirea, să ne dea din belșug voința de a vrea lucrurile care El le vrea. De a dori lucrurile care El le dorește, de a prețui valorile care El le prețuiește. Aceste dorințe și aceste planuri nu trebuie să rămână doar la nivel ipotetic, doar la posibilități. Ele trebuie cerute de la Dumnezeu și noi trebuie să acționăm în credința că Dumnezeu răspunde. Trebuie să avem curaj să cerem lui Dumnezeu, în numele Lui și pentru slava Sa, aceste dorințe și aceste planuri și trebuie să le punem în acțiune. Trebuie să răspunzi la întrebarea ce vrei pentru viața ta spirituală, ce vrei pentru familia ta. Și să ceri lui Dumnezeu să producă acel lucru și să începi să lucrezi prin puterea Duhului Sfânt acel lucru. Vrei ca familia ta să fie o familie care este saturată, care este îmbibată, care este transformată de cuvântul lui Dumnezeu? Cere-i lui Dumnezeu, ai curajul să ceri lucrul acesta. Să zici, Doamne, chiar dacă va transforma familia mea într-un fel în care nu pot ca să prevăd, de care mi este poate frică, îți cer să transform familia mea așa. Și pleacă de aici în această seară hotărât ca să pui în acțiune, în nădejdea că Dumnezeu răspunde acele lucruri. Ce vrei pentru soțul tău, pentru soția ta, pentru copilul tău? Nu o educație bună, un job bun, un viitor strălucit. Ce vrei din punct de vedere spiritual? Vreau să fiu un copil al Domnului. Ce faci pentru asta? Da, Dumnezeu este suveran și toate stau în mâna Lui suverană, dar tu ești chemat să ai curajul să ceri lui Dumnezeu și să faci ceva despre asta. Să setezi priorități în familia ta încât copilul tău să înțeleagă niște lucruri de la tine ca și părinte. Să înțeleagă ce e important și ce nu e important. Să înțeleagă ce e de iubit și ce nu e de iubit. Vrei într-adevăr ca copilul tău să fie un copil al lui Dumnezeu? Comportă-te ca atare. Vrei într-adevăr ca familia ta să fie dedicată în totalitate lui Dumnezeu? Comportă-te ca atare. Trăiește prin credință. A trăi prin credință înseamnă a acționa prin credință. Nu asta așa spune, știi, eu n-am să fac nimic, dar am credința că până la urmă toate vor fi bine. Omul care este credincios, omul care este mulțumit, satisfăcut în Dumnezeu, nu este nici leneș, nici lipsit de ambiție. Omul credincios are noi ambiții, noi dorințe, noi voințe, noi porniri. Este mai activ decât omul care stă în starea lui naturală, în carne, în fire, doar că este activ în alte direcții. Dacă oamenii din lumea aceasta se zbat pentru dorințele și planurile lor,
lumești și naturale, omul credincios trebuie să se zbată pentru dorințele lui spirituale și pentru planurile lui spirituale, pentru că el are nădejdea că aceste lucruri Dumnezeu ni le dă dacă le cerem în numele Lui. Întrebarea este dacă le vrem. Ce vrei pentru biserica noastră? V-ați pus vreodată întrebarea, ce vreți? Ce ați vrea ca Dumnezeu să facă prin și pentru Biserica Sfânta Treime? Ați avut măcar curajul să vă puneți această întrebare? Ce vreau eu pentru biserica aceasta? Ce vreau să se producă în biserică? Ce vreau biserica să producă în viața mea? Ce vreau ca Dumnezeu să producă prin biserică în orașul acesta? În țara aceasta? În lumea aceasta? Sau realizăm că dacă Dumnezeu va lucra prin Biserica Sfânta Treime, înseamnă că și tu, și tu, și tu, și eu trebuie să lucrez și nu vreau să lucrez. Nu vreau să las jugul lumii și să iau jugul lui Hristos ca atare, mai bine să nu facă Dumnezeu nimic. Ce-ți dorești? Și ce planuri ai pentru împărăția sa? Cum cauți tu să lărgești împărăția și cum cauți tu să grăbești revenirea Mântuitorului nostru? Aș vrea că în această seară să mergem în mod concret înaintea lui Dumnezeu și să-i mărturisim că nu vrem ceea ce ar trebui să vrem. Să-i cerem să ne schimbe voința și să mergem și să pășim prin credință și să facem ceva. Nu să mergem numai o frumoasă teorie asta cu dorințele, planurile și bucuria. Faină formulă, frate Mihai. Nu eu am conceput-o. Duhul Domnului. Să venim înapoi săptămâna viitoare și lucrurile să fie tot la fel. Tot să nu vrem ceea ce ar trebui să vrem, tot să nu dorim ce ar trebui să dorim și tot să nu facem nimic din ce ar trebui să facem. În ultimul rând, este bucuria noastră. Să ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea o perspectivă corectă asupra bucuriei. Să ne bucurăm, într-adevăr, de ce ar trebui să ne producă bucurie. Să prețuim acele lucruri care ar trebui ca să ne încânte, care ar trebui să aducă bucuria omului credincios. Dar problema noastră și problema omului care este departe de unde ar trebui să fie în viața lui de credință este că ne bucurăm prea mult de lucrurile prea puțin importante și ne bucurăm prea puțin de lucrurile cu adevărat minunate care ne le dă Dumnezeu. Problema noastră nu este că nu suntem binecuvântați de Dumnezeu cu lucruri demne să producă bucurie. Problema noastră e că nu ne bucurăm de ele. Țineți minte în acel episod când Domnul Iisus trimite pe ucenici în lucrare doi câte doi și îi împuternicește să facă lucrarea numele Lui și ucenicii se duc și fac minuni și scot dragi și vin înapoi deosebit de încântați de ceea ce au putut ca să facă. Și Domnul Iisus le răspunde în felul următor: totuși, nu vă bucurați de faptul că duhurile vi se supun, ci bucurați-vă de faptul că numele voastre sunt scrise în ceruri. Mult departe contrastul între nu vă bucurați de averile voastre sau de lucrurile lumești. Nu vă bucurați nici măcar de faptul că duhurile vă sunt supuse. Nu vă bucurați nici măcar de lucrarea care o faceți. Cel puțin nu vă bucurați așa de mult cum vă bucurați de realitatea că numele voastre sunt scrise în ceruri. Pentru că atunci când bucuria ta este ancorată în realitatea aceasta, că numele tău este scris în ceruri, atunci când viața ta este ancorată în această realitate, că numele meu este scris în ceruri și nimic nu-l poate șterge de acolo, el este sigur acolo, pecetluit în Cartea Sfântă a lui Dumnezeu. Bucuria ta va fi adevărată și bucuria ta va fi inepuizabilă. Petru ne spune 1 Petru, capitolul 1. Despre Domnul nostru Iisus Hristos, ce pe care noi îl iubim, fără să-l fi văzut. Credeți în el, fără să-l vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită, pentru că veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletelor voastre. Noi ne bucurăm într-un mod minunat, strălucit,
Pentru că știm că nădejdea care o avem produce mântuirea sufletelor noastre. Avem siguranța aceasta că numele nostru este în cartea vieții. Avem siguranța aceasta că chiar în mijlocul încercării, cum este contextul din 1 Petru, chiar în mijlocul persecuției, chiar în mijlocul bolii, lucrul acesta nu ni-l poate fura nimeni. Și acest lucru, această realitate, ar trebui ca să producă o deosebită bucurie. O adevărată bucurie care nu poate fi afectată. O bucurie care persistă chiar când este cu lacrimi în ochi. Dar pentru că prețuim alte lucruri și pentru că alte lucruri și nu această realitate, nu lucrurile care Dumnezeu ni le-a dat și sunt multe binecuvântări duhovnicești, pentru că alte lucruri sunt sursa bucuriei noastre, nu suntem bucuroși. De exemplu, v-ați pus vreodată întrebarea, de ce nu ne rugăm mai mult pentru mântuirea altora? Sau de ce nu acționăm mai mult în sensul acesta? De ce nu vestim Evanghelia mai mult? De ce nu jertfim mai mult pentru acest scop? Răspunsul cred că este acesta. Pentru că mântuirea altora pentru noi în viața noastră nu reprezintă o sursă reală de bucurie. Dacă ar reprezenta o sursă reală de bucurie, am face acel lucru. Dacă mântuirea, dacă a vedea pe alți oameni venind la cunoștința lui Hristos, am face tot posibil ca să ne îndeplinim acea bucurie. Știți, la fel cum avem acele momente în care avem o poftă după ceva. Poate dimineața când te trezești, ai o poftă de o anumită prăjitură. Și toată ziua te gândești cum să obții acea prăjitură. Și îți calculezi în capul tău, măi, dacă ies la pauza de masă, nu știu dacă ajung în timp ca să mă duc până la cofetărie și înapoi, dar sigur când ies de la servici, înainte să trebuia să mă duc acasă după copii, o să mă bag pe la cofetărie și am să-mi cumpăr prăjitura și am să o savurez și o să-mi aduc o deplină bucurie. Și toată ziua ta te preocupă să-ți aranjezi lucrurile așa fel încât să ajungi la acea prăjitură. Înlocuiește prăjitura cu ce vrei tu. Când vrei ceva, când știi că îți va produce bucurie, acționezi în așa fel încât să ajungi la acel lucru. Dar dacă nu crezi că mântuirea altora, dacă nu crezi că vestirea Evangheliei și ajungerea lor la cunoștința lui Dumnezeu va produce pentru tine bucurie, nu te vei mobiliza. Găsesc cu mine la Luca 15 și aș vrea să privim acest aspect dintr-una din cele mai cunoscute pilde a Mântuitorului. În Luca 15 avem acest eveniment în care Domnul Iisus Hristos vorbește despre mântuirea altora. Spune așa, toți vameșii și păcătoșii se apropiau de Iisus ca să-L asculte. Și fariseii și cărturarii cârteau și ziceau, omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Dar el le-a spus pilda aceasta. Deci problema este așa. Farisei și cărturarii se uită la Hristos, care în mod continuu stă la masă cu oameni care ei îi considerau nepocăiți, necurați. Și evangheliza, le vorbea, le predica, îi chema la pocăință și farisei erau deranjați de lucrul acesta și ca și răspuns la această problemă, Hristos vine și le spune această pildă. Priviți pilda. De fapt, sunt două pilde într-una. Care om dintre voi, dacă are 100 de oi, și o pierde pe una din ele, nu lasă pe celelalte 99 și se duce după cea pierdută până când o găsește. După ce a găsit-o, pune cu bucurie pe umeri și când se întoarce acasă, cheamă pe prietenii lui și pe vecinii săi și le zice, bucurați-vă împreună cu mine căci mi-am găsit oaia care era pierdută. Tot așa vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiești decât pentru 99 de oameni neprihăniți, sau cel puțin care se consideră neprihăniți, care n-au nevoie de pocăință. Sau,
Care femeie, dacă are 10 lei de argint și pierde unul din ei, nu aprinde o lumină, nu mătură casa și nu caută cu băgare de seamă până când îl găsește? După ce l-a găsit, cheamă pe prietenele ei și pe vecinele ei și zice: bucurați-vă împreună cu mine căci am găsit leul pe care îl pierdusem. Tot așa vă spun că este bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru un singur păcătos care se pocăiește. Ce spune Hristos? Voi credeți că eu fac ceva nepotrivit. Voi credeți că eu îmi pierd timpul cu acești oameni. Dar eu vă spun, spune Hristos, că toată activitatea aceasta de evangelizare, de a sta de vorbă cu oameni păcătoși, de a sta de vorbă cu vameși, cu curvari și mai departe, toată activitatea aceasta este potrivită pentru că ea produce ceea ce îmi bucură cerul cel mai mult. Dar pentru că voi nu aveți aceleași dorințe ca și tatăl meu, pentru că voi nu aveți aceeași dragoste ca și tatăl meu, nu vă interesează, nu vă aduce bucurie dacă unul dintre vameșii aceștia sau unul dintre păcătoșii aceștia se vor pocăi. Și Dumnezeu să îndure și de noi, pentru că dacă inima noastră ar bate în armonie cu inima lui Dumnezeu, ne-am bucurat nespus de mult pentru fiecare suflet care îl vedem mântuit de Dumnezeu. Și am dori această bucurie. Am face planuri, am face sacrificii, am face eforturi, am jertfi, am munci, am transpira, am sângera ca să obținem bucuria de a vedea oameni care să se întoarcă la Dumnezeu. Și am spune și noi ca și Apostolul Pavel, am muncit mai mult decât toți, dar nu eu, ci Dumnezeu. Dar el a muncit. Avem nevoie ca să alinăm bucuriile noastre cu bucuriile lui. Avem nevoie ca Dumnezeu să alinieze aceste bucurii. Avem nevoie să dorim ceea ce dorește Dumnezeu și să ne bucurăm când aceste lucruri sunt împlinite. Și avem nevoie să ne rugăm pentru aceste lucruri și avem nevoie să acționăm în aceste lucruri. Întrebarea nu este dacă vom putea doar să rostim de pe buze o rugăciune prefăcută în această seară în care vom spune Domnului: Doamne, vreau și eu să mă bucur din vestirea Evangheliei, vreau și eu să mă bucur la mântuirea sufletelor. Întrebarea este ce vei face când pleci acasă în seara aceasta în acest scop. Ce planuri vei face? Ce strategie vei adopta? Ce sacrificii vei face? Ce vei jertfi din viața ta ca să vezi scopurile împărăției aduse la realizare în viața ta, în orașul tău, în țara ta? Dacă nu vei face nimic, dacă nu vei face niciun plan, dacă nu vei lua nicio acțiune, este pentru că nu-ți dorești aceste lucruri și este pentru că nu te vei bucura de aceste lucruri. La un moment dat va trebui să fim sinceri cu noi înșine și să recunoaștem ceea ce suntem. Și să spunem: nu sunt dispus. Pentru că nu îmi produce nicio bucurie. Nu sunt dispus să spun altora despre Hristos, nu sunt dispus să sacrific din resursele mele, din timpul meu, din efortul meu, din munca mea, din gândirea mea, pentru că nu îmi va produce nicio bucurie. Sau pentru că bucuria va fi mică și de scurtă durată. Schimb, perspectiva lui Dumnezeu este alta. Perspectiva lui Dumnezeu este că atunci când un om se întoarce la Domnul, atunci când un om ajunge în cunoștința lui Dumnezeu, este o bucurie pentru întreg cerul. Dacă tu nu te bucuri împreună cu cerul și dacă eu nu mă bucur împreună cu cerul, ce ne dă impresia că vom ajunge împreună în ceruri? Pentru că ei se vor bucura de lucrurile care Dumnezeu le vrea și le-a împlinit. Că toată viața ne-am bucurat de lucrurile care noi le-am vrut și noi le-am realizat și noi am muncit pentru ele și toate lucrurile acestea pământești, chiar dacă prin absurd Dumnezeu ne-ar duce în ceruri, nu ne-ar place acolo. Dumnezeu să îndure de noi în această seară și cuvintele care le rostim în rugăciune, cuvintele care le rostim în rugăciune ca Dumnezeu să lucreze în aceste aspecte a vieții noastre, în necazul cu care ne confruntăm, în dorințele și planurile care le avem în viața noastră și în bucuria care există sau nu există în viața noastră, să nu rămână doar cuvinte. Și să plecăm de aici niște oameni transformați prin cuvântul lui Dumnezeu care trăiesc și împlinesc
cuvântul, care doresc ceea ce dorește Dumnezeu, care planifică să împlinească cuvântul lui Dumnezeu și care își găsesc toată bucuria în a împlini cuvântul lui Dumnezeu. Sunt convins că lucruri mai minunate decât ne putem noi închipui, Dumnezeu va face prin noi. Dar sunt la fel de convins că avem responsabilitatea să facem și noi. Avem responsabilitatea în credință să cerem lui Dumnezeu ca să lucreze în viața noastră și să acționăm în credința că El va lucra. Să nu ne mai mințim, să nu ne mai ascundem, ci să stăm dezbrăcați, să stăm goi înaintea Dumnezeului nostru și să spunem: Doamne, nu suntem ceea ce ar trebui să fim. Nu vrem ceea ce ar trebui să vrem, nu dorim ceea ce ar trebui să dorim și nu ne găsim plăcerea în ceea ce ar trebui să ne găsim plăcerea. Dumnezeu să lucreze și aș vrea să ne ridicăm în picioare și în acest sens, patru suflete călăuzite de Duhul Domnului să ne conducă în rugăciune înaintea Domnului ca să lucreze în viața noastră, în familiile noastre și în adunarea noastră, încât să fim niște oameni care să împlinească cuvântul și niște oameni care să-și găsească deplina plăcere în Dumnezeul nostru. Amin.